Deseori spunem că oamenii sunt egali în fața morții și în alte episoade ale serialului nostru am vorbit despre moartea unor oameni politici, survenită fie pe căi naturale, fie prin comploturi sau asasinate. Povestea noastră de astăzi vorbește despre câteva decese care rămân nelămurite. Mai interesant este că cei despre care vom vorbi sunt trei mari scriitori români. Așadar, vă propun să intrăm în tainele morților misterioase ale lui Nicolae Labiș, Marin Preda și Ioan Petru Culian. Atunci când a încetat din viață la sfârșitul anului 1956, Nicolae Labiș era un tânăr poet de 21 de ani. În momentul morții sale, în mai 1980, Marin Preda era un scriitor deja consacrat, în vârstă de 58 de ani. În fine, Ioan Petru Culianu era în anul 1991 un tânăr savant de 41 de ani, ce părea promis unui mare viitor. Ceea ce îi unește pe acești intelectuali atât de diferiți este chiar misterul morții lor. Născut în decembrie 1935 în familia unor învățători suceveni, Nicolae Labiș a căpătat chiar și în tulburii anii 50, în contextul dogmatismului stalinist al epocii, o autentică faimă literară. Poemul Moartea Căprioarei, publicat în anul 1955, este și astăzi una dintre capodoperele literaturii române. În seara zilei de 9 decembrie 1956, după o masă la care și aniversase împlinirea vârstei de 21 de ani, Nicolae Labiș a suferit un bizar accident de tramvai în chiar centrul Bucureștiului. Aparent amețit de alcool, el și-a pierdut echilibrul între două vagoane și a fost accidentat grav. Imediat au apărut zvonuri despre faptul că ar fi fost împins, fie de un alt călător neatent, fie de vreun concurent literar invidios. În ciuda stupidității morții sale, amintirea marelui talent al lui Labiș rămâne intactă. Ne aflăm acum în fața camerei în care a murit scriitorul Marin Preda, la Palatul Mogoșoaia de lângă București. De fapt, dosarul acestei morți rămâne în continuare deschis. La începutul anului 1980, tocmai apăruse romanul Cel mai iubit dintre pământeni, care s-a bucurat de un imens succes. La două luni după acest eveniment literar, pe 16 mai 1980, Marin Preda a murit aici, aparent tot pe fondul consumului de alcool. Și imediat au apărut speculațiile. Marin Preda putea fi ucis de un agent sovietic sau de un agent al securității române, poate la comanda Moscovei. Este drept că romanul Deliru, pe care Marin Preda îl publicase în anul 1975, produsese o vie nemulțumire la Moscova și se pare că scriitorul a primit apoi mai multe scrisori de amenințare. Iar moartea sa are până astăzi latura sa de mister. Familia scriitorului Preda încă mai crede că moartea sa nu a fost una naturală. Și astfel ajungem la asasinarea savantului și scriitorului Ioan Petru Culianu. Născut la Iași în ianuarie 1950, Culianu fugise din România în anul 1972 și devenise în anii 80 un promițător istoric al religiilor, care mergea pe urmele ilustrului Mircea Eliade. Pe 21 mai 1991, în plină zi, Culianu a fost împușcat într-o toaletă a Universității din Chicago. Unii au pus acest asasinat pe seama colegilor săi care puteau fi invidioși pe succesul tânărului savant provenit din România. Alții leagă moartea lui Culianu de o răzbunare a securității române care l-ar fi urmărit mai demult. Cert e că toți cei trei, adică Nicolae Labiș, Marin Preda și Ioan Petru Culianu, au murit la o vârstă în care erau în plină forță creatoare. Deocamdată rămân neclare toate detaliile morților lor și rămâne de văzut dacă se vor clarifica vreodată. Dar este limpede că istoricii generațiilor viitoare vor avea mult de lucru pe aceste subiecte. Morala poveștii noastre este un elogiu adus intelectualilor. Intelectualii sunt gardienii valorilor în orice societate. Paradoxul situației face ca astăzi să știm mai multe despre asasinarea omului politic Ion Gheorghe Duca decât despre asasinarea savantului Ioan Petru Culianu. Lumea intelectualilor are propriile sale mistere, iar un popor care nu-și prețuiește intelectualii este un popor care riscă să iasă din istorie. Și
până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.